Șefii UNPR au analizat în ce stadiu se află acțiunea de strângere a 1 milion de semnături pentru susținerea candidaturii lui Victor Ponta și au încercat să afle cum funcționează colaborarea la nivel teritorial cu reprezentanții PSD și PC. Ne interesează ca obiectiv strategic să strângem cele 1 milion de semnături pe care noi ne-am angajat să le avem în sprijinul lui Victor Ponta pentru președinția României. Noi considerăm că domnul Ponta va fi președintele României. Participanții la reuniunea regională UNPR din Oltenia au semnat o rezoluție în vederea susținerii candidaturii lui Victor Ponta la președinție. Seria unor astfel de întâlniri politice nu a fost deschisă întâmplător la Slatina. Semnarea unei rezoluții cu câteva puncte importante înseamnă iar un mare pas care l-am făcut aici în Oltenia. Odată că am cimentat susținerea candidaturii lui Victor Ponta, iar valul a pornit de aici, de la Slatina. Regiunea 4, Oltenia, Sud-Oltenia, este, de acest punct de vedere, cea mai bine structurată, cea mai bine organizată și cu rezultatele cele mai bune la nivel național. UNPR va susține la alegerile prezidențiale pe candidatul PSD, partid cu care are încheiat o alianță politică valabilă până în 2020.